nașterii Mântuitorului Iisus, cuprinde sufletele și le nobilează. În seara aceasta, mesajul divin al Colindului vă este transmis de acest minunat grup de tineri, studenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport și mai târziu și câțiva studenți de la Administrație Publică, după câte am auzit de surpriză, care și-au lăsat în această seară echipamentul sportiv și au dorit să vă ureze, să păstrăm gândurile bune și frumusețea sufletului, care parcă astăzi răcește mai mult ca altă dată de sărbători. Toate colindele pe care le-ți asculta astăzi au fost pregătite în doar 4 zile. Așadar, o să vă rugăm să primiți mesajul fără să ne criticați prea tare, pentru că vom încerca să arătăm ce putem și cât mai bine. Fie că această seară, sub magia sărbătorilor de iarnă, cu zvon de cântece și clopoței, să vă aducă bucurie, fericire, sănătate și bunăstare în viața dumneavoastră.
auditoriu. În această seară v-am prezentat un mini-concert de colinde. Vom finaliza acest mesaj al sărbătorilor de iarnă cu o piesă cunoscută din repertoriul internațional, Jingle Bells. Și am dorit împreună, dacă vreți, să cântăm refrenul. Încercați, da, odată cu noi. O să vedeți că este ușor și chiar plăcut. Vă așteptăm. Să intrați, să interveniți, da, alături. Să fie primit mesajul din Alba Lindului, din această seară începând. Vă mulțumim!